Am revenit și alături de noi în această seară îl avem pe domnul Gabriel Șchiopă. Bună seara și bine ați venit! Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor! În calitate de comisar șef de poliție de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, vă mulțumesc tare mult că ați acceptat invitația noastră. Haideți să deschidem puțin conversația, să ne povestiți despre activitatea SAS, ce reprezintă înființarea și mai mult decât atât dezvoltarea acesteia pe parcursul anilor. În primul rând trebuie precizat faptul că Serviciul pentru Acțiuni Speciale cuprinde două componente. Este vorba de componenta de asalt, precum și grupa pirotehnică. În ceea ce privește atribuțiile, grupa pirotehnică execută controle tehnice, intervenții pirotehnice pentru prevenirea, neutralizarea, descoperirea elementelor biologice, chimice, amplasate în scopul distrugerii proprietății publice și private, precum și pentru a vătăma integritatea corporală a persoanelor. Componenta de asalt execută și organizează activități pentru prevenirea criminalității, a faptelor de violență, precum și participă temporar ca forță augmentată la acțiunile și razele organizate de secțiile de poliție, serviciile județene, pentru prinderea infractorilor periculoși, precum și prevenirea faptelor de natură penală. Domnule Gabriel, spuneți-ne anul acesta, câte intervenții ați avut pe raza municipiului Iași și nu numai? Pe raza municipiului Iași și al județului, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, mă refer la componenta de asalt, a avut 525 de misiuni. Trebuie precizat de la început că componenta de asalt are ca și competență județul Iași, iar grupa pirotehnică are competență atât județul Iași cât și Vaslui. Am văzut în repetate rânduri, în cadrul, să spunem așa, emisiunilor sau știu eu, știrilor care au apărut de-a lungul timpului, că acest serviciu pentru acțiuni speciale folosește și patrupede în cadrul departamentului. Câți câini aveți? În cadrul serviciului pentru acțiuni speciale există câini de serviciu. Ei sunt atât câini de intervenție pentru componenta de asalt, cât și câini de miros pentru detectare explozibilă la grupa pirotehnică. Numărul acesta este prevăzut în documente care nu pot fi destinate publicității. Am înțeles. Și cum îi antrenați? Fiecare câine are un conductor câine. Câinele este preluat de la Centrul Kinologic Sibiu de pui. Se face un curs de 4 luni în care se realizează atașamentul între câine și conductor câine, iar ulterior se execută antrenamente zilnice, iar lunar este o convocare în care se verifică aptitudinile câinului de serviciu. Din intervențiile pe care le-ați avut până în acest moment, care au fost cele mai periculoase? În general, Serviciul pentru Acțiuni Speciale este solicitat la evenimente în care pericolul este deosebit. Nu pot preciza dacă un eveniment a fost mai periculos sau nu față de celălalt. În principiu ar trebui tratate toate cu seriozitate. Pericolul poate apărea din neprevăzut. Cumva aș vrea să clarificăm această noțiune de activitatea pe care o coordonați, ca telespectatorii să înțeleagă ceea ce înseamnă jandarmeria propriu-zisă și Serviciul Special pentru Acțiuni, cumva cooperați și cu aceștia, pentru că în momentul în care se face o descindere, precum am mai văzut sau au văzut telespectatorii noștri la televizor, e acel moment în care ți apare la ușă cineva dis de dimineață, nu ești bucuros deloc și acum vrem să înțelegem dacă și dumneavoastră luați parte împreună, cooperați împreună cu jandarmeria sau sunteți expres doar Serviciul pentru Acțiuni Speciale separat. Cum relaționați cu aceștia? Sunteți chemați și dumneavoastră în calitate de coleg pentru cei care fac descinderi sau dumneavoastră efectiv le realizați? Trebuie explicat de la început. Vă rog. Serviciul pentru Acțiuni Speciale este un serviciu de suport. Acțiunile nu le organizăm noi, ci noi suntem solicitați de structurile operative. În ceea ce privește legătura cu jandarmeria, desfășurăm exerciții comune de antrenament, dar, practic, solicitările vin din partea structurilor operative. Dacă cei de la structurile operative au nevoie de un număr mare de echipe, ne pot solicita atât pe noi, cât și pe cei de la jandarmerie. Am înțeles. Și ați menționat mai înainte un termen destul de interesant, ceea ce înseamnă antrenament. Cum se antrenează cei din Serviciul pentru Acțiuni Speciale? Lucrătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale se antrenează conform prevederilor legale, prevăzute în normele la Inspectoratul General Poliției României, cât și la Inspectoratul Poliției al Județului
Iași, cuprinde pregătirea sportivă, tactică și trage cu armamentul din dotare. Dar pregătirea zilnică este în funcție de misiunile zilnice la care suntem solicitați de către structurile operative. Dacă e să vorbim de această parte de dotare, cum sunteți dotați? Lucrătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale sunt dotați corespunzător pentru a face față pericolului care este contemporan, care este la nivelul României. Observăm foarte multe echipamente în momentul în care avem în fața noastră sau zărim un luptător, să spunem așa, din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale. Cât de greu este un astfel de echipament? Câte kilograme are? Echipamentul lucrătorului Serviciului pentru Acțiuni Speciale n-ar trebui să fie o problemă, greutatea în sine, întrucât antrenamentele se fac în acest echipament complet. Echipamentul complet prevede echipamentul de intervenție, bocanci, vestă antiglonț, cască antiglonț, plus mai multe accesorii. În ceea ce vește greutatea lor, vestă antiglonț cu plăcile balistice are în jur de 12 kg, cască antiglonț 4 kg, cu tot cu accesorii, circa 25-30 kg. Cunoaștem cumva din informații și din sursele pe care le-am mai documentat faptul că Serviciul Special pentru Acțiuni din Iași este primul pe țară. Cum ați reușit această performanță? Ori în urma căror criterii s-a plasat pe primul loc? Pot preciza că nu este un clasament al Serviciului pentru Acțiuni Speciale la nivel național, dar noi încercăm să ținem ștacheta sus, având în vedere că și Iașul, ca număr de locuitori, este pe locul 2 în țară și în acest sens noi trebuie să facem față pericolului la care ne expunem. Dar, precizez, nu există un clasament, dar consider că suntem pregătiți și vom face față în viitor la pericolul la care vom fi chemați. Cunoaștem bine faptul că aveți colegi din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale care au fost și au participat la campionate naționale și internaționale. Povestiți-ne puțin despre aceștia. Din fericire, în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, sunt mai mulți colegi care au participat la competiții naționale și internaționale. Sunt bucuros că au obținut medalii. Se datorează antrenamentului colectiv în cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale, dar în special cel individual, precum și al perseverenței în aceste sporturi de contact. Ne puteți da câteva nume dintre colegii dumneavoastră și ce rezultate au obținut aceștia? Nume nu pot să vă dau, dar ca rezultate, după cum ați văzut, la ultima competiție organizată la Rotterdam, o competiție între polițiști la nivel internațional, mondial, un coleg de-al nostru a obținut 3 medalii, una de bronz, una de argint și una de aur la sporturi de contact. Care este programul unui luptător azi, din momentul în care dumneavoastră intrați în tura de lucru și până la finalizarea acesteia? Programul zilnic al unui luptător la Serviciul pentru Acțiuni Speciale prevede o pregătire sportivă, pregătirea tactică și tragerea cu armamentul din dotare. Dar, cum am precizat anterior, poate fi modificat în funcție de solicitările zilnice ale structurilor operative. S-a întâmplat vreodată pentru o persoană care lucrează în cadrul acestui departament să fie chemat din ziua sa liberă, cumva să fie o intervenție atât de specială încât să necesite, știu eu, el, să zicem așa, să se încadreze în ziua respectivă pentru o misiune? Da, aceste lucruri se întâmplă deseori. De aceea ne constituim o rezervă de intervenție, trebuie să facem față solicitărilor și să nu dezamăgim celelalte structuri de poliție. Aceste chemări de la domiciliu sunt foarte dese și mă bucur că lucrătorii Serviciului pentru Acțiuni Speciale de fiecare dată au făcut față solicitărilor. Ați asistat vreodată în vreo intervenție, descindere sau orice acțiune de acest gen la rănirea unui coleg în situația respectivă? S-a întâmplat? De când sunt șef la Serviciul pentru Acțiuni Speciale, niciun coleg de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale nu a fost rănit. Pot preciza faptul că am participat la o misiune la care, de fapt, am fost solicitați întrucât a fost un coleg tăiat cu o sabie și a trebuit să venim noi ca forță augmentată pentru a rezolva pericolul care era la fața locului. Dar aceste intervenții de scindere au loc și în spații publice. Greșesc?
Sau, da. sau doar în spații publice. În momentul în care, de exemplu, nu știu, să spunem că există o petrecere și dumneavoastră trebuie să faceți acolo o descindere, cum simțiți cetățenii din jur? Cumva se simt mai mult amenințați de către intervenția dumneavoastră propriu-zisă ori de pericolul de care ei sunt vizați în acel loc? Ce reacție ați primit? În maniera asta vă întreb. Serviciul pentru acțiuni speciale acționează atât în spațiu public și privat, în funcție de locul unde se află pericolul sau locul în care ne este indicat într-un anumit document emis de către structura operativă, de către o instanță judecătorească, de către un parchet. În ceea ce privește reacția persoanei vis-a-vis de intervenția noastră, nu cred că ar fi o reacție negativă. Noi suntem acolo pentru a executa intervenția și a înlătura pericolul care, zic eu, că tulbură ordinea și liniștea publică. Dacă e să revenim puțin la partea de antrenament al luptătorilor din cadrul Serviciului Special pentru Acțiuni Speciale, v-ați antrenat sau cumva colaborat și cu alte departamente din țară pe acest domeniu, alți colegi? Se fac, nu știu, mă gândesc, de exemplu, diferite reuniuni la un anumit interval de timp în țară, unde trebuie să participați, unde colegii vă sunt plecați 3-6 luni de zile pentru antrenament și apoi revin în Iași. Ați avut astfel de colaborări de-a lungul timpului? Conform dispozițiilor în vigoare, Serviciul pentru Acțiuni Speciale trebuie să organizeze de 2 ori pe an stagii de pregătire. La stagiile pregătirii care sunt organizate la Iași, că anul ăsta este în septembrie, sunt invitate în special toate serviciile pentru acțiuni speciale din județele Moldovei. Colucrăm foarte bine cu aceste servicii. De asemenea, și noi am primit invitații, am participat la stagii anul acesta la Bihor, la Hargheta. La Hargheta un stagiu foarte interesant, la care au fost specialiști din cadrul SIAS, din Slovacia, din Polonia și 16 servicii pentru acțiuni speciale. De asemenea, în luna septembrie vom pleca la Chișinău, unde vom participa la o competiție la brigada Fulger, se numește Bereta Neagră, și vom participa cu număr augmentat de lucrători. Am înțeles. Dacă este cineva care ar dori să intre în acest serviciu pentru acțiuni speciale, ce pași ar trebui să urmeze? Care ar fi, să știu eu, să zicem așa, criteriile pe care ar trebui să le îndeplinească? Unde ar trebui să se înscrie? Cineva care își dorește, de exemplu, să fie alături de dumneavoastră ca și luptător? M-aș bucura să văd că sunt persoane doritoare ajunge la serviciu pentru acțiuni speciale. În primul rând, persoana respectivă trebuie să fie o persoană echilibrată, să aibă un spirit de comunicare și să practice un sport de contact. Pentru că este foarte important pentru el să integreze în echipă și asta consider cel mai important. Dar trebuie să aibă anumite studii finalizate, o anumită vârstă minimă? Ce probe se dau sau unde se înscriu? Unde se pot înscrie? În principiu, persoana doritoare de a ajunge la serviciu pentru acțiuni speciale trebuie să fie polițist. Studiile sunt liceale. Și, cum v-am spus, trebuie să fie o persoană comunicativă, să fie o persoană echilibrată și să practice un sport de contact. Am înțeles. Domnule Șchiopu, spuneți-ne acum cum arată o zi obișnuită din viața unui luptător de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale în afara programului? În afara programului m-aș bucura ca ai mei colegi să respecte codul de etică și de deontologie profesională, în primul rând, și în al doilea rând să pregătească individual, pentru că atunci când revin în cadrul programului să facă față la misiuni. Sunt anumite restricții pe care le au colegii dumneavoastră și în afara programului? De exemplu, nu știu, se află într-un loc public, nu au voie să discute cu anumite persoane care sunt vizate de nu știu, anumite infracționalități sau lucruri de genul acesta? Există anumite restricții și în afara programului? Tocmai la asta m-am exprimat prima oară. Trebuie să respecte codul de etică și deontologie profesională. Ei știu cel mai bine ce trebuie să facă pentru a nu păta imaginea instituției din care fac parte. Am înțeles. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră și mai mult decât atât pentru toate informațiile pe care ni le-ați transmis atât nouă celor de aici, dar și telespectatorilor noștri. Și vă urăm mult succes în toamnă la competiția la care veți participa de la Chișinău. Vom urmări probabil mai mult ca sigur dezvoltarea și implicarea dumneavoastră în această competiție. Suntem alături de Serviciul Special pentru Acțiuni și vă dorim mult succes în continuare. Eu vă mulțumesc pentru invitație și dea Dumnezeu să fie bine, să fim sănătoși. Doamne ajută! Acestea au fost informațiile pentru această seară. Noi ne revedem și mâine de la aceeași oră. O seară frumoasă!
Vestimentația prezentatoarei a fost asigurată de Simoda by Simona Vasiliu.